Primăria Năvodare are în derulare mai multe proiecte menite să ajute la dezvoltarea atât a localității cât și a litoralului. Construirea promenadei dintre Năvodar și Mamaia reprezintă doar unul dintre aceste proiecte. Porțiunea de faleză vizată este lungă de 6 km, lată de 6 metri și va cuprinde o zonă de promenadă, fântâne arteziene și foișoare. Începând de aici, sigur, amenajat aici cu un dron care va avea în centru o fântână arteziană foarte frumos arhitectural prevăzută și se va merge pe 6 metri, da, alee de granit frumos amenajată până în stațiunea Mamaia. O parte dintre turiștii români uită de orice regulă și se avântă în valurile mării inconștienți. Granița dintre stațiunea Mamaia și orașul Năvodar reprezintă capătul sudic al promenadei stradale. Odată ajunși aici, ne întâmpină un peisaj dezolant format dintr-o mare baltă, vegetație cât cuprinde și o grămadă de gunoaie. În acest loc va fi amplasată o fântână arteziană și multe altele. Pericolul care îi pândește. 4 persoane au fost salvate în ultima clipă de salvamarii din Jupiter. Un alt bărbat era să începe plaja din Eforie Nord. Ca niciodată în acest sezon estival, telefoanele sună aproape fără întrerupere la... Vom respecta ceea ce legea prevede, adică 60 de metri de la limita mării se vor respecta, este teritoriul pe care are drept de administrare apelor, au drept de administrare cei de la apele române. Proiectul vine și respectă această zonă. După asta urmează un cadastru pe care l-are primăria orașului Năvodar încheiat și depus și terminat și finalizat și confirmat, dacă vreți, da? Pe care se va construi această zonă de promenadă. 2. Iar cele mai multe solicitări sunt pentru persoane aflate în pericol de NEC. În această perioadă, valurile puternice și curenții de fund fac ca până și cel mai experimentat în atât cât nu ia din plajă, e totul ok. Dacă ia din plajă, nu e ok. Nu ia din plajă. Este plajă, este bun național, nu este a niciunei primării, este a României, este a statului român, a oamenilor, a cetățenilor, cei 22 de milioane, au dreptul să vină cu cearceaf să facă plajă, nu neapărat pe șezlong. Una peste alta am avea nevoie de o promenadă, așa cum în alte țări putem vedea. Dacă nu ia din plajă, repet, da. Dacă se intră în plajă, nu. Din a ieși din apă. Odată ajungi pe litoral, o parte dintre turiștii români uită de orice regulă și se avântă... E o idee bună de luat în seamă. Ceva nou construit e ok pentru stațiune și pentru turism. Este extraordinar. Îmi pare bine dacă se investește în România și pe plăjile, pe plajele noastre. Normal, ar trebui să fie mai mereu așa ceva. Altfel n-ar atrage turiști. Pericolul care îi pândește. 4 persoane au fost salvate în ultima clipă de salvamarii din Jupiter. Un alt bărbat era să se nece pe plaja din Eforie Nord. Ca niciodată în România? Pentru bani. E singurul lucru care s-ar opune. Se opun din moment ce sunt în deficitul lor, dar ei trebuie să facă în așa fel să atragă clienții pe litoralul românesc și așa e la pământ. Nu văd sensul de ce să opună. Că este o idee bună, un proiect bun. Fără întrerupere la numărul unic de urgență 112, iar cele mai multe solicitări sunt pentru persoane aflate în pericol de NEC. În această perioadă, valurile puternice și curenții de fund fac ca până și cel mai experimentat înotător să aibă dificultăți din a ieși din apă.